Apela rugăciune și ajutor financiar pentru o tânără familie de credincioși, Narcis Iulian de 31 de ani, tata a trei copii și soțul Iulianei Maria, însărcinată cu al patrulea copil, a suferit un grav accident de mașină. Dragi prieteni, am primit pe adresa redacției un apel la rugăciune și ajutor financiar pentru Narcis Iulian, tata trei copii, și soțul Iulianei Maria ce urmează să nască al patrulea copil. Narcis a fost victima unui grav accident de mașină în urma căreia a suferit multiple hemoragii craniene și o triplă fractură deschisă la picior. A trecut deja printr-o operație de șapte ore, însă drumul până la vindecare este lung, fiind necesare alte operații. Vă mulțumim cu inima pentru rugăciun și ajutor suferit pentru acest creștini. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească! Mesajul transmis este acesta. Oameni buni, avem nevoie de dragostea voastră pe măsura fiecăruia pentru a ajuta o familie tânără de credincioși, o familie pe bunul plac al lui Dumnezeu. Iar de ne vom întreba totuși de ce o fi îngăduit Domnul așa ceva, cu mintea noastră cred că putem să spunem, pentru a vedea cum răspundem noi în fața unei nevoi, cu ce dragoste răspundem în fața unei suferințe petrecute în această familie de creștini. Narcis Iulian a suferit un accident foarte grav de mașină. Accidentul a avut loc în interes de muncă în Belgia, acolo unde s-au stabilit, pentru că aici toate încercările de a-și întreține familia și de a-și permite achiziția unui apartament au eșuat. Urmările accidentului sunt extrem de grave, tripla factură deschisă la picior și multiple hemoragii craniene. În primele zile de la accident, după o operație de șapte ore, se văd unele mici îmbunătățiri, însă urmează să intre în alte operații. Poate și să sperăm că rugăciunile celor care se roagă pentru ei au ajutat, iar Iulia ne mulțumește pe această cale. Din păcate, mai urmează alte operații, urmează ca Iuliana să nască în decembrie, de situația începe să devină costisitoare pentru soție. Conturile le găsiți în descriere. Vă mulțumim pentru efort și jerfa fiecăruia. Relatează ortodoxinfo.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.